Prezența în județul Neamț a vicepremierului României Sevil Saidea a dat din nou prilej liberalilor nemțeni să își arate mușchii de opozanți, acuzându-l destul de timid pe președintele Ionel Arsene de discriminare prin gestul său de a nu invita și pe cei doi primari peneliști, Dragoș Chitic și Lucian Micu, la întâlnirea de lucru din capitala județului. Printre glumițe, gestul mai marelui social-democrat de la Consiliul Județean Ionel Arsene a fost taxat și în ședința Consiliului Local de la Roman, unde cei 6 social-democrați aflați în minoritate au primit bobârna cele de rigoare, la care au răspuns la fel de timid, mimând și ei opoziția. Dacă ar trebui să nu facem discuții pe linie de partid, așa cum s-au făcut afirmații la început, era foarte frumos dacă, de exemplu, cum se face la Consiliul Județean, se invită și alți primari de altă culoare la întâlnirile cu membrii din Guvernul României. De Păi tocmai, peste o lună de zile, prin intermediul presiei, o să vrem de la dumneavoastră demersul scris concret pe care l-ați făcut. Dar dacă e pe bune și pe corect, trebuie să fie până la capăt. Vă mulțumesc, trecem mai departe. Domnul președinte, dacă permiteți, nu este guvernul nostru, este guvernul României. Da, corect, bravo, foarte bine. Sigur că da. Așa trebuie să gândească toți conducătorii dumneavoastră. Vicepreședintele PNL Neamț, deputatul Laurențiu Leureanu, a vorbit și el de atitudinea neelegantă a președintelui Ionel Arsene de a nu invita la întâlnirea cu ministrul dezvoltării regionale pe primarii celor două mari municipii ale județului Neamț, susținând că săptămâna viitoare va face o interpelare a vicepremierului Sevil Saide pe această temă. Liberalul nemțean e convins că aceasta nu are cunoștință de gestul social-democraților nemțeni. Da, am discutat și eu cu ei astăzi. Mi se pare în cel mai blând mod a spune că e o atitudine neelegantă. Cred că ministrul dezvoltării, care a venit azi în teritoriu și a dorit să întâlnească cu primarii, mă gândesc că nici n-a știut acest lucru, că au fost făcute iepurări și trieri între primari. De altfel, vom vedea săptămâna viitoare, îi vom aduce la cunoștință doamnei ministru să cunoască și acest fapt. Este cu atât mai grav cu cât vorbim despre doi primari a celor mai mari localități din județ, care reprezintă motoarele de dezvoltare ale județului Neamț. Cred că, pe lângă neeleganța practicată de conducerea Consiliului Județean, cred că până la urmă este și un mod destul de concret prin care se arată că discriminarea politică este prezentă și se pregătesc alocări de fonduri discreționar. Eu cred că și în Roman și în Piatra Neamț trăiesc cetățeni de orientări politice diferite, trăiesc cetățeni care merită respectul autorităților publice locale, indiferent că vorbim de primărie sau de Consiliul Județean. De altfel, de-a lungul celor aproape 9 ani de primar, am încercat să nu fac diferențe și să-i tratez pe toți în mod egal. Niciodată nu m-am gândit dacă în discuțiile pe care le fac, dacă în proiectele pe care le creionez sau în hotărârile pe care le promovez, sunt idei venite din partea unor cetățeni sau unor persoane alese din partea PSD-ului. Eu cred că campania este cea care, dacă vreți, așează în colțuri diferite opiniile politice. Ceea ce uită însă să ne spună politicienii este faptul că acest mod de discriminare a adversarilor politici este o practică post-decembristă curentă a tuturor guvernărilor politice, fie ele de dreapta sau de stânga. Ce este sigur e faptul că totul face parte dintr-un joc politic putere-opoziție care nu se schimbă cu nimic, indiferent de guvernare.